Salut! Vă explic care sunt etapele pentru o reabilitare. Ne dați nouă radiografie pe mail sau pe WhatsApp. Vă facem un calcul fix și un plan de tratament. După care, dacă e ok, vă programăm pentru consult sau consult și intervenție. A doua zi reveniți, vă punem o lucrare provizorie cu care așteptăm aproximativ 3 luni pe partea inferioară, 6 luni pe partea de sus. După care reveniți și vă facem și lucrarea definitivă. Atât lucrarea temporară, cât și cea definitivă, le facem complet digital. Așa arată o amprentă digitală cu implanturi și cu o lucrare provizorie. După care revenim și facem și lucrarea definitivă. Salut!